Mulțumim Tatălui Ceresc care ne-a păstrat până această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Să privim din nou în Scripturi la cea de-a șaptea lecție din tematica pilde biblice, altele decât pildele împărăției, astăzi pildele zidirii. Ne vom opri la pilda celor două case și la pilda turnului neterminat. De altfel, privind în întreg contextul și conținutul Scripturii, diferite construcții, case, cetăți, sunt comparații referitoare la un om, la un grup, chiar la o țară, prin identificarea elementelor constitutive și prin observarea realizării acelor edificii. În cartea profetului Zaharia, la capitolul 6, este o imagine de genul acesta cu înțeles profetic. Citim de la versetul 12. Așa vorbește Domnul oștirilor: iată, un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul acelui și va zidi templul Domnului. Și știți că Domnul Iisus mai târziu face referire la construcția templului, când de fapt s-a referit la trupul lui. Da, continuă versetul 13, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședa și va stăpâni pe scaunul lui de domnie și va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Pentru că Domnul a zidit nu doar templu, a zidit și palatul. Și cele două slujbe s-au îmbinat în lucrarea sa mântuitoare. Să intrăm așadar la studiul propriu-zis al acestor două pilde. Să deschidem Scripturile la Matei capitolul 7 și mai citim, dacă e nevoie, în paralel și din Luca 6. În finalul predicii de pe munte, acele învățături cuprinse mai pe larg în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7, Domnul a rostit pilda celor doi oameni, unul care face și altul care nu face, comparându-i cu două case. Una corect amplasată și structurată, care rezista tuturor cataclismelor, și o alta așezată fără înțelepciune și fără temelie, ceea ce a dus la distrugerea ei totală. Așa cum scrie în finalul versetului 27 din prezentarea pildei, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Adică nu s-a mai putut recupera, n-a fost doar o avarie oarecare, să se poate interveni printr-o reparație. Ba, mai mult spune evanghelistul Luca în prezentarea aceleiași pilde în 6:49, ea s-a prăbușit îndată. Sunt două aspecte nu lipsite de importanță. S-a prăbușit de tot și s-a prăbușit deodată. Cum scrie și în proverbe despre omul care se împotrivește lor mustrărilor, deodată și fără leac. Vreau să reținem de aici trei idei. Prima, casa zidită pe stâncă evidențiază angajamentul responsabil al omului în procesul mântuirii, de la naștere din nou până la dobândirea mântuirii. Un om care toată viața privește spre trăirea lui, spre activitatea care a fost rânduită, cu responsabilitate. Domnul îl numește pe acest om, citesc versetul 24 din Matei 7, oricine aude aceste cuvinte ale mele, cred că pilda are de-a face cu cuvintele rostite Domnul predicat de pe munte, pentru că este scris aici aceste cuvinte ale mele. Dar putem să generalizăm spunând că la fel se poate aplica pentru tot cuprinsul Scripturii, pentru tot cuvântul Domnului. Și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată.
Este acea atitudine despre care scrie și Pavel în Corinteni: judecați voi singur ce spun. Adică Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitate rațională, logică, să evaluăm lucrurile și, în primul rând, să luăm seama, cum îi spune Pavel la Timotei, fiecare la sine însuși. Omul acesta a auzit, a înțeles, astea deci sunt pentru mine, trebuie să le aplic, dacă Domnul a spus, eu trebuie să fac. În felul acesta a realizat ceva, a zidit și zidirea lui a rămas. Să citim și din epistolele scrise de Apostolul Petru, mai întâi 1 Petru, capitolul 1, în aceeași idee a unui demers al mântuirii într-un mod înțelept, fără întrerupere, care se va dovedi a fi cu finalitate bună. 1 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, pentru că mântuirea, în mod definitiv, încă nu a venit. Și scrie aici, în versetele ce urmează, despre felurite încercări. Toate, versetul 7, încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat, și aceste încercări pot fi comparate cu evenimentele cataclismice care au venit peste casă, aurul care pierde, adică nu este veșnic, și totuși casele noastre trebuie să rămână, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Cred că aceste atitudini de raportare la Domnul și la venirea Lui îl țin pe om într-o poziție corectă, pentru ca se poată împlini ce scrie în versetul următor, pentru ca veți dobândi ca sfârșit a credinței voastre. Și introducând acest verset în pilda noastră, veți dobândi ca probă de rezistență a casei voastre, a zidirii, mântuirea sufletelor voastre. Citim și din 2 Petru, capitolul 1, în aceeași idee, de la versetul 8. A omului cu judecată. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, silința de a ajunge de la credință la iubirea de oameni, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, dar cine nu are aceste lucruri, se încadrează la cealaltă casă, versetul 10, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea, adică să zidiți la casa voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată, pot să vină apa, n-alunecă nici casa, n-alunecă de fapt ființa mea. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne rămână casa în picioare și ce am construit să reziste la orice ar veni. O a doua idee face referire la cea de-a doua casă, la cealaltă categorie de oameni. Casa zidită pe nisip sau numită în relatarea celuilalt evanghelist, fără temelie, descoperă iresponsabilitatea omului superficial. Sunt oameni care spun, Dumnezeu este bun, și alții procedează la fel. Deci omul care nu judecă în profunzime lucrurile, în relația lui cu Dumnezeu. El zice, spune aici în textul din Matei capitolul 7, Doamne, Doamne, deci el este unul care zidește, dar este atras de viața ușoară a ispitelor fără de lege. De fapt, ce înseamnă aici să nu aibă temelie, să fie zidită pe pământ, nu pe stâncă? Să citim cuvintele Domnului de la Matei 7, versetul 23. Atunci le voi spune curat,
niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și tot aici, versetul 26, însă, oricine aude aceste cuvintele mele și nu le face, dar ce face? Face fără de lege. Deci oameni care în plan spiritual nu vor rezista șuvoaielor vieții și cu atât mai puțin șuvoiului morții, care vine cu proba finală, șuvoiului sau focului din ziua judecății. Să ne cercetăm, frați și surori, ce și cum zidim. Pentru că se observă de la copii până la bătrâni, oameni ca acesta, care nu stau să analizeze vorbele, faptele, care merg în rând cu ceilalți, cu grămadă. Pentru că Domnul atunci, suntem în Matei 7, a spus și cele scrise de la versetul 13, intrați pe poarta cea strâmtă, sau cum spune în Luca 13, nevoiți-vă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Oamenii care sunt în ton cu lumea, cu mulțimea. Nu stau să analizeze fiecare acțiune. Așa cum scrie versetul 14, dar strâmtă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Adică cei ce caută cu tot din adinsul să facă, să împlinească cele scrise. Se bazează pe nădejde înșelătoare. Să luăm o imagine din Vechiul Testament, Ezechiel 13, și vom vedea că aceeași ispită i-a bântuit și pe evrei, măcar că soarta lor ar trebui să ne vorbească. Ezechiel 13, citim de la versetul 10. Aveau și ei proroci, preoți, dar și păcatele erau prezente. Și la cei mari, și la cei mici. Vorba lui Ieremia, am crezut că numai la unii, toți erau apă și un pământ. Ezechiel 13 cu 10. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că îi rătăcesc pe poporul meu zicând pace, când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și el te încuiesc cu ipsos, adică ne acoperim stările vinovate. De aceea spune celor ce-l acopăr cu ipsos că se va prăbuși. Va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va deslănțui furtuna. Iată, vi se prăbușește zidul și atunci vi se va zice, unde este ipsosul care l-am tencuit? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, în urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi doborâ la pământ, îi se vor dezgoli temeliile, se vei prăbuși și veți pieri mijlocul dărâmăturilor și vei ști că eu sunt Domnul. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos și vă voi spune, nu mai este niciun zid și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos. Adică unii sunt superficiali și alții încurajează. Asta este ideea de aici. Așa cum e prezentat în finalul acestui capitol, vă prezint doar cuvintele care evidentează în mod strict aceasta. Versetul 22. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când eu însumi nu l-am întristat, și atenție, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedica să se lase de calea lui ce rea, făgăduindu-i viața, ăsta era tencuitul. Nici o problemă, frate. Domnul este bun, las. Dă-i mai departe, cu ipsos. Dar ăsta nu rezistă la ploaie. Pentru că faptele noastre vor fi probate într-o zi. Deci să nu ne amăgim și dimpotrivă, ținând cont de cuvintele de aici, să dăm tencuia la jos și să vedem dacă nu cumva ai nevoie de refăcut de la subzidire ca să ne rămână casa în picioare. Doamne, ajută-ne! Concret citim și din Iacov capitolul 1, pentru că să nu uităm omul acesta, cea mai scurtă definire pentru el este aude și nu face. Ce să mai spunem, că Domnul a zis și de unii care zic și nu fac. Asta e mai grav. Adică
a nu face-i cuprinde de la amvon pe cei ce zic și pe cei ce ascultă, pe cei ce aud, dacă sunt superficiale. Iacov, capitolul 1, citim de la versetul 21. De aceea le pădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adnăci privire legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ca și cel cu casa pe pământ, și ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cu siguranță că cel ce a rămas casa în picioare a fost fericit, pe când celălalt n-avea cum să mai fie fericit sau n-avea cum să mai fie. De fapt, prăbușirea casei a însemnat prăbușirea lui. Să ne amintim de cetatea Erihon. A fost puternic fortificat, dar pentru că înăuntru era păcat, ca și în celelalte cetăți ale Canaanului, și ea stătea ca un stăvilar împotriva evreilor să nu străpungă spre țara promisă, Dumnezeu a dărâmat-o. Știți cum s-a dărâmat? La strigătele poporului, sub puterea lui Dumnezeu, n-a rămas nimeni acolo. Cu excepția lui Rahab și acasă ei, care prin credință au fost salvați. Vă prezint și o altă imagine a unei cetăți care o ducea bine, dar erau oameni fără Dumnezeu. Cartea Judecător, capitolul 18, ne prezintă o cetate izolată, cred, înconjurată de sate, pentru că erau de toate acolo. Iată cum o descriu cercetașii din tribul lui Dan, Judecător 18:10. Când veți intra în ea, veți da peste un popor care stă fără frică. Țara este mare, Dumnezeu ne-a dat-o în mâinile voastre, este un loc unde nu lipsește nimic din tot ce este pe pământ. Întoarcem pagina și scrie aici de la versetul 27. S-au înăpusit asupra Laisului, asupra unui popor liniștit și în pace. L-au trecut prin ascuțișul săbiei și au ars cetatea. Nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe de Sidon și locuitorii n-aveau nicio legătură cu alți oameni. Și s-au pierdut toți acei oameni liniștiți și prosperi. Pentru că realitatea de la un moment dat a avea casă, a avea chiar o cetate, dacă nu este o stare plăcută Domnului, nu are viitor. O a treia idee care trebuie să o reținem de aici e faptul că casa zidită pe pământ e omul care nu face voia Domnului și care nu va rămâne în picioare nici dacă în interiorul acelei case au loc slujbe sfinte. În Matei, capitolul 7, este scris aici de la versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea. Mulți din care? Din cei descriși în versetul 21, care zic, dar nu fac. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, nu vă recunosc, nu rămâneți în picioare. Poate astea pare greu de crezut pentru cei în cauză. Poate fi înșelător pentru noi toți. Să vedem pe un om care slujește. Să se realizeze chiar lucrări supranaturale, cum sunt prezentate aici. Și în fond, casa lui să nu rămână. S-ar putea să nu rămână nici aici, sub ochii noștri. Au fost oameni mari care au căzut. Surpriza căderii altora va fi în ziua judecății. Să ne amintim de templu. Citim din cartea 1 Regi, capitolul 9. Dumnezeu a spus de la început, ce casă a fost mai prețuită de Dumnezeu
decât templul de la Ierusalim. Dumnezeu a poruncit în totul cum să fie făcut, i-a dat lui David tot planul, era acolo numai aur, se prezentase slava lui Dumnezeu, fără egal. După ce a construit-o, Dumnezeu îi se arată lui Solomon, a doua oară, versetul 2, și în versetul 3 este scris: îți ascult rugăciunea și cererea care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zis-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu, și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Deci Dumnezeu se bucură ca fiecare dintre noi să devină templul lui. Aici e comparația. Dar Dumnezeu avertizează. Versetul 4: și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inima curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-a poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum a spus tatălui tău David. Versetul 6: dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei ca să vă închinați înaintea lor, versetul 7: voi nimici pe Israel din țara pe care le-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu, și Israel va ajunge de râs și de pomină pe toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice: pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Cum? Se poate dărâma o casă, templu? Da. Dacă sunt amestecate, cum scrie în Isaia 1, slujbele sfinte cu fără de legea, cu nelegiuirea. Versetul 9: și îi se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul, s-au lipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Doamne, păzește-ne! Când a fost vorba de prima casă, am zis: Doamne, ajută-ne! Când e vorba de a doua, zicem: Doamne, păzește-ne! Dar în mod deosebit păzește-ne de imaginea asta, de starea asta duplicitară. Pentru că aici este înșelăciunea cea mai mare. O casă pe pământ, care pare cu slujiri cerești. Dar dacă trăirea este una pământească, firească, ea va aparține doar pământului. Să trecem la următoarea pildă, pilda turnului neterminat. Evanghelia după Luca, capitolul 14. Citim de la versetul 28. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să o sfârșească, pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce vor vedea să înceapă să râdă de el, să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. În cealaltă pildă am avut imaginea unei case care s-a finalizat, dar n-a rămas. Aici avem tot zidire, dar este o imagine diferită. O zidire care n-a apucat să se termine, așa cum s-a întâmplat prin Europa acum, în mod deosebit în Spania. S-au dat drumul la construcții de cartiere întregi. A venit criza, au fost cartiere, blocuri, unde nu au locuit numai macaralele, după ce pleca muncitorii. Și am auzit că unele au fost nevoiți să le dărâme. Aruseseră un pericol, pentru că nu și-au făcut calculul. Au crezut că tot înainte se merge. Ei, asta e o pagubă materială. Dar noi vorbim despre o lucrare spirituală. Comparația vieții de ucenicie cu studierea, investiția și lucrările unui om care a vrut să realizeze un edificiu special, dar destinul a fost unul nefericit. Cred că Domnul a folosit exemplul acesta pentru că în vremea aceea Irod a excelat în a construi astfel de edificii și, cum se întâmplă de obicei, și alți bogați i-au luat modelul. Știți că Irod a îmbunătățit construcțiile templului, le-a extins,
La un moment dat îi spuneau evreii că au trebuit 40 de ani de muncă și au durat lucrările până în anul 63, era noastră. A mai rămas templu în noua formă definitivă dată de proiectele lui Rod și a fiilor săi, doar 7 ani în picioare. Și s-a dărâmat și cu capul odată nu credeau ei că se va dărâma. Degeaba. Forțele romane n-au ținut cont de frumusețea edificiului, ci de cuvântul lui Dumnezeu care a fost poruncit. Pentru că acel templu nu mai era de fapt templu. Ajunseseră, potrivit spuselor Domnului, o peșteră de tâlhari. Să învățăm și de aici două adevăruri. Primul, socoteala cheltuielilor. Asta are de a face cu o conștientizare corectă de la început asupra costului mântuirii. Știți că s-a dus unul la Domnul și i-a zis, vreau să te urmez unde vei merge. Stai și te gândești înainte. Vii după mine? Unde dormim la noapte? Vii după mine? Ce mâncăm? Fă-ți socoteală. De aceea nu cred că este bine să forțăm oamenii în mod pripit să primească mântuirea. Să spună după noi, ba, cum se mai întâmplă în Occident, în 5 minute îi declar mântuiți și treci la număr. Asta noi, nu și Dumnezeu. Dimpotrivă, Domnul a îndemnat pe oameni să reflecteze, să stea, repet, sunt cuvintele Domnului, să facă socoteala cheltuielilor. Pentru că altfel, doar că se face omul de râs, asta nu doare la trup, eventual la suflet, dar s-a pierdut toată investiția. S-a pierdut timpul. Să ne amintim de dregătorul Neemia, care mai întâi și-a făcut bine socotelele. Întâi prin rugăciune, scrie Neemia capitolul 1, apoi Neemia capitolul 2 prin intervenția la împărat, prin niște angajamente și delegații foarte bine evaluate, apoi, continuă socoteala cheltuielor. Citesc din Neemia capitolul 2, de la versetul 11. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. Să se odihnească, să poată reflecta în deplină capacitate. După ce m-am sculat noaptea, câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim, nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea, a inspectat toată suprafața ce trebuia să intre în șantier, apoi le-a spus oamenilor și după o socoteală aprobată de sus și de jos, a demarat lucrările. În cele 13 capitole ale cărții sunt 44 de cuvinte despre a zidi, zidire, zidiseră, ce te ține de familia aceasta de cuvinte. Pentru că acolo a trebuit într-adevăr să se zidească. Și scrie aici în capitolul 6, versetul 15, zidul a fost isprăvit. 7:1, după ce s-a zidit zidul, și am pus ușile porților, au fost puși în slujbilor ușierii, cântăreții și leviți. Știți ce spuneau cei din jur? Să zidească numai, vine o vulpele, dărâmă zidul. Dar în schimb auzeau, e zidit până la jumătate. Și au fost împotriviri. Știți că Domnul Luca 14 are 2 pilde, una lângă alta cu unul care zidește și cu un altul care are război. Neemia a avut și de zidit și război și tot a reușit. Pentru că asta e marea minune în adunare. Să zidești în timp ce te lupți. Că dacă ar fi numai zidire, o, ușor ar fi. Numai că trebuie să zidim purtând împreună, deodată, sabia și mistria, sau mistria și sabia. Și totuși, chiar în asemenea condiții, iată că se poate zidi. Dar accentuez, și-a făcut socoteala cheltuielilor.
Să ne amintim de sămânța căzută pe stâncă. A primit îndată pe Domnul cu bucurie. Cu socoteală? Fără socoteală. Socoteala nu înseamnă ca să evaluezi costurile și să renunți să zidești. Socoteala are de-a face numai cu un angajament major, adică să-ți dai seama din capul locului că te costă. Îmi vine în minte situația unei tineri care voia să se angajeze în lucrarea Domnului. Era de altfel angajată, dar la tinerețe poți sluji fără piedici, nu? Pe când vine familia, vin alte greutăți. Și Domnul i-a vorbit, în viață vei avea o cruce de dus și lupta nu-ți va fi ușoară. Pentru că va trebui să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea mea. Socoteala cheltuielilor nu înseamnă că cineva va ajunge la un calcul la care să spună eu nu pot să mă apuc. Ei, nu toți vor face același turn. Dar fiecare trebuie să fie gata să se angajeze cu toate resursele, să se dăruiască Domnului cu toată ființa, cu toată inima, pentru că altfel nu se poate. O a doua idee care vreau să o desprindem de aici, ce a cauzat întreruperea lucrărilor acelui om din pildă sau a oamenilor luați prin comparație? Doar absența unui calcul corect? Să ne întoarcem puțin la textul din Luca 14 pentru a observa din spusele Domnului. Că aici este vorba de niște condiții a uceniciei. 14 citim de la versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Deci în ce context a spus Domnul aceste cuvinte? El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine, dacă cineva s-a apucat de zidit și nu urăște pe tată, mamă, nevastă, copii, orice rudenie ar fi, ba chiar însăși viața sa nu poate fi, adică nu poate să mai construiască, se va împotmoli. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu, nu mai poate zidi. Versetul 33, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, nu mai poate zidi. Deci, acestea sunt condițiile în care se poate zidi. Cu lepădare de sine, cu prioritate pe lucrurile sfinte, dacă acestea le respectăm, chiar dacă muncim mai greu, chiar dacă sunt piedici, dar tot vom ajunge la capăt, să finalizăm. Asta cu ajutorul și cu acordul lui Dumnezeu, bineînțeles. Pentru că vreau să avem și o altă imagine. Să spunem că nu ne apucăm, nu riscăm. Am auzit oameni care spun, nu mă pocăiesc că nu pot ținea. Alții spun, nu mă angajez în lucrarea Domnului, că e greu, sunt prea mari lupte, probleme. Dar asta nu e altă variantă decât să pierzi vremea așa pe pământ, viața tot se consumă, așa că de ce să nu încerci? Sau ar mai fi varianta să construiești altceva. Spunea fratele la Piatra Neamț, căci i-a zis cu durere un bărbat care avea chemare când l-a rugat să slujească Domnului în evanghelizare acolo în județ. Auzi, copiii mei, n-o să mă întrebe cât am slujit eu, o să mă întrebe dacă le-am făcut ceva. Da, s-ar putea, copiii, asta să te întrebe întâi. Dar în urmă, când te gândești ce le-ai lăsat la copiii tăi, numai ceva construit aici pe pământ, e mare afacere? Pentru că cei aici sunt tot turnuri care se prăbușesc. Sau tot turnuri neterminate.
Pentru că niciodată pe pământ viața nu se termină, munca în viața aceasta. Tot timpul omul are de făcut ceva, alții o iau înainte. Și cum scrie în Eclesiastul 4, toată munca rezide dintr-o ambiție a relațiilor dintre oameni, din pisma unuia împotriva altuia. Să ne amintim de cei de la turnul Babel. Și-au pus ei în plan să construiască altceva, nu ce a zis Dumnezeu. Și aveau resurse. Chiar Dumnezeu la un moment dat face observația că ar putea să meargă departe. Și Dumnezeu îngăduie pe unii. Dar tot într-o zi le rămâne turnul neterminat. A rămas ca un simbol turnul Babel. Ce a rămas de altfel din toate cetățile, toate turnurile pe care oamenii le-au zidit? Cercetătorii Bibliei sunt împărțiți dacă turnul de aici e vorba de un turn de cetate sau de un turn în vie. Dar oricare ți-ar fi pasiunea în viață, fie că e un turnuleț doar pentru grădina ta cu via, fie că vrei să te măsori cu Cezare, tot nu se termină. Așadar, să ne ajute Domnul să fim mai degrabă ucenicii Lui decât orice altceva. Tânărul bogat, făcut mare eroare, să piardă harul de a fi ucenic. A rămas cu turnul lui să-l zidească mai departe. Și dacă tot e vorba de ucenicie, haideți să mai introducem aici o pildă scurtă. Luca 6 cu 40. Citim și 39, că de fapt sunt legate. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Și de aici vreau să reținem iarăși două idei scurte. Alegerea unui mentor, a unui mod de a ne trăi viața la urmă urmei. Vom purta un ideal în mintea noastră. Este o opțiune a fiecărui om, a ucenicului. Deși, dați în pilda de versetul 19, nu e chiar ușor pentru un orb să aleagă pe unul care vede. Că orbul ar avea de unul care vede. Dar de unde vede orbul pe cel ce vede? De aceea, din pilde, nu se pot lua toate amănuntele, pentru că ne-am încurca apoi în interpretarea ei. Pentru că, practic, un ucenic poate să-și aleagă învățătorul. Domnul a spus ucenicilor, eu v-am ales pe voi, da, dar și ucenicii au ales să meargă după Domnul. Cum aminteam cazul tânărului bogat, el a ales să nu fie un ucenic al Domnului. Pavel îi spune la Timotei, tu ai văzut îndeaproape, tu poți să mă urmezi sau nu, tu ai de ales. Și a doua idee care cred că ar trebui să ne pasioneze, scrie aici, orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Adică, noi trebuie să luăm ca model pe Domnul Iisus, dacă El a finalizat, El este deja la dreapta măririi, turnul Lui este terminat și a sfârșit lucrarea, și noi putem să facem așa. Deci noi nu zidim la ceva ce n-a mai zidit nimeni. Noi avem înaintași, oameni care au încheiat viața în credință, care la rândul lor l-au luat ca model pe Domnul, noi știm ce zidim. Avem noi aceea frumoasă cântare la lucru, haidem cu toți de acum să mai zidim ce este de zidit, căci locuința se va termina. Noi știm la ce suntem chemați. Doamne, ajută-ne! Încheiem cele spuse despre pildele zidirii, afirmând că Domnul Dumnezeu, numit în Scriptură și ziditorul, aplică pentru toți principiul zidirii și dărâmării, adică Dumnezeu este drept, în funcție de caracteristicile oamenilor și lucrările lor. Dumnezeu nu
decide în mod arbitrar, casa asta rămâne în picioare, cealaltă o demolăm, nu? Se respectă aceleași principii pentru toți oamenii. Să citim din Ieremia, capitolul 18, de la versetul 7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îi voi smulge, că îi voi surpa, că îi voi nimici. Surpa are de-a face cu zidul, smulgerea cu cele sădite. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de rău pe care îmi pusesc de gând să îl fac. Și Dumnezeu nu-ți dărâmă zidul. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îi voi zidi, că îi voi sădi, deci Dumnezeu te poate ajuta, dar dacă neamul acela face ce este rău, fără de lege, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să îl fac și Dumnezeu nu-l mai face. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10. Deci Dumnezeu știe să ne verifice că El e zidar. Toate lucrurile au fost de cineva. Dumnezeu e meșterul cel mare zidar, Domnul Iisus și apoi noi. Fiecare să ia bine seama cum clădește. Versetul 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Deci nu muncim degeaba. Dacă lucrarea lui va fi arsă, el va fi mântuit, fără răsplată. Dar se va vedea dacă nu cumva se face vinovat în așa mod încât nici mântuit să nu mai fie. Pentru că aici se scrie de el, el va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci ne trece prin foc zidirea și ne trece prin foc însăși ființa noastră, adică viața noastră, dacă a fost sfântă sau nu. Și în final să reținem că istoria biblică se încheie cu imaginea a două cetăți, a două blocuri imense, case, turn, numiți-le cum vreți. Una care se dărâmă pentru totdeauna, Apocalipsa 18, Babilonul, cum s-a dărâmat într-o clipă? Toate se vor dărâma. Și cealaltă, Ierusalimul de sus, care este eternă, cetatea numită în evrei, care are temelii tari. De fapt, casele sunt numai niște simboluri, să nu ne imaginăm la Dumnezeu un bloc din ăsta, să locuim toți la bloc. Mie unul nu-mi place la bloc. Sunt doar niște comparații. Dacă ne rezistă casa noastră spirituală, înseamnă că vom avea drept și parte la casa din cer. Deci Dumnezeu Ziditorul ne-a angajat și pe noi la zidire. Zidim corect, ne vom bucura de zidirea nu a noastră, a Lui, dar în funcție de ceea ce noi am făcut. Oricum, până un alt în înțelesul nostru actual, cetatea aceea din Apocalipsa 21, descrisă în parte și în 22, cu curte, cu totul, sau mai exact cu parc, cu grădină, este extraordinar. De fapt, frați și surori, ce zidim noi? Zidim pentru acolo, zidim pentru eternitate, așa că se merită să zidim. Tot ceea ce fac oamenii sunt colibi. Tot ceea ce facem noi cu adevărat este o casă la Dumnezeu. Casă la care Dumnezeu ne-a angajat și pe noi să zidim prin ucenicia noastră, prin viața noastră sfântă și prin slujirea care o aducem înaintea Domnului. Domnul să ne socotească în final buni constructori. Slăvit să fie Domnul. Amin.